Aici va veni mașina electrică, aici va veni priza. O să trag direct din tablou și cred că aici o să pun. Am cumpărat conductor de 4, mergea și de 2,5, dar am zis să iau de 4, priză de 16 A, cea mai bună, am zis cea mai scumpă priză, cea mai bună, nu știu, nemțească, nu știu ce marcă e, așa, siguranță de, să vedem aici, de câți amperi, mă, că nu mai văd bine. Sper că mi-a dat peste 16 A, nu? Ia. 20 A. Și un contor ca să-mi înregistreze consumul, da? Zice că memorează, adică chiar dacă s-ar lua curentul, rămâne înregistrat. 100 A asta, mă? Deci duce 100 A. Meserie. Bun. Urmează să le montez. Și am luat și cutia asta în care vine montate toate cele și hai să vedem ce iese. Cam așa vine la mine la siguranțele principale. Deci pe aici vine intrarea din contor ăsta galben și negru. Și aici am prize, aici am lumină. Becurile, da? Bun. Și apoi uite, am sucit bine firele aici și aici și am ieșit, fiindcă aici am siguranță de 25 A, destul de puternică, și m-am dus în sus și n-am avut decât așa să fac. Uite, am tras așa o țeavă din asta și am ieșit aici afară. Uite așa. Și acum urmează să continui. Bun. Am ieșit afară frumos așa și aici mi-am pus contorul, aici priza, foarte solidă. Păi trebuie că am vrut să o desfac înăuntru să-i văd eu contactele acolo dacă sunt destul de solide și nu-mi dă voie să umblu la ele, sunt capsulate pe spate, nituite. Dar dacă e nemțească și scrie 16 A acolo, să zicem că e ok. Un contor care zice că duce 100 A și o siguranță care dă 20 A. Și acum trebuie să intru prin siguranță faza aici, nu la aici. Aici este fază, să intru în contoar pe aici cu faza și nulul, nu știu, stai să mai vedem. Ia să vedem. Aici va fi stația de încărcare. Nu mai mă duc la PECO, gata, tată, PECO. Stația PECO, uși. Dai mai lung, dacă mai trebuie, mai scurtăm. Deci, uite așa. Da, trebuie mai scurt. Distanță unul de altul, le mai strâng o dată aici să fiu sigur că sunt strânse bine, așa, așa e pornit, așa e oprit. Ia să-i fac eu o probă acum. Ia, m-a dus să dau drumul de aici. Deci acolo am o siguranță de 25 A, afară la firidă, cum se zicea înainte, nu știu cum se mai numește, am de 32 A. Adică așa e pusă legal.
afară de 32, acolo în casă de 25 parcă, și asta de 20. Deci acum e oprit. Aici trebuie să fie curent. S-a aprins. Aici nu avem curent. Îi dăm așa și a venit curent. Am oprit. Nu mai e curent. Și mergem mai departe. Aici cu contorul ăsta nu prea știu. Deci. Da, măcar o schemă aici. Zice că pe 1 intră, pe 2 iese. Bun. Trebuie să facem o probă. Eu nu reglasem așa, mă. Să se vadă acolo ce am făcut, uite. Și băgăm o bormașină de asta solidă, nu știu cât are, 2 kW. Ia să vedem. Contor 0. Ce ai făcut, bă, tată? Ce vrei, a consumat 1 kW. Trebuie să o ții o oră ca să învârtă la acolo. Trebuie să bag ceva. Ce se bagă, tată, mai solid? Ce se bagă acum? Vrei și eu ce să bag? Să-l țin o oră? Uite cam așa ești. Vă place? Să meserești? Mă lau și eu singur. Contacte sănătoase, deci mâine mai trag aici frumos un fir și mă duc la împământare. Deci pentru asta trebuie să meargă vreo oră ceva, bă, să bage acolo 1 kW consum. Așa, și după aia punem aici așa, uite frumos asta. Auzi ce frumos vine aici. Vă place? Cam așa, închidem așa. Bine, asta vine prin sare și are 2 șuruburi aici. Dar după ce îi pun în pământare. Cam asta e. Normal, pentru stație de încărcare de 6 sau 7 kW, care se cumpără separat, costă vreo, nu știu, 2000 de lei sau nu știu cât. Să pune de 6, conductor de 6. Dar dacă o îi lua vreodată, ceea ce nu cred, e simplu. Bag alte fire de 6. Deocamdată merg pe astea care până la 16 amperi. E super ok. Cam atât. Asta va fi stația PECO la mine. Nu mai mă duc eu la PECO, mă, să le dau la ea 200 de euro lunar. Gata, tata, intrăm pe economie. Bun. Și în curând aici trebuie să apară Dacia Spring. Dar durează zdravă. Cred că nu are chinezul nici pe banda aia lui acolo. Bun. Cam asta a fost. Mai am de tras în pământarea mâine, simplu de tras în pământarea. Am aici pompa de apă și lângă o să bag eu niște fiare în pământ, un metru, doi. Că acolo e întotdeauna umed. Și vin frumos și trag. Uite pe aici, că betonul ăsta e să întrerupe, sap acolo și vin așa. Aș putea să bag acolo în pământarea, dar acolo e prea uscat. Și nu cred că face bine contact. Am luat aici, uite, cablu ăsta, firul ăsta. Bun. Cam atât. Asta va fi stația PECO la mine, dați înainte. Sănătate și mai bine. Bă, dacă aveți idee de prizele astea, deci am căutat și am cerut cea mai bună priză, am zis care a mai cumpărat și altcineva, n-a știut la ce să zic, a zis, dom'le, asta e cea mai scumpă, asta e nemțească, 16 amperi, cea mai tare, altceva mai bun n-avea. Și am zis, dă-o pe asta. Da. Eu aș fi vrut să o desfac înăuntru, să văd eu acolo contacția unde când baște chelul, dacă are și pus și un arc acolo ceva să strângă. Dar o să verific eu, că normal o să tragă cam 2 kW jumate, bănuiesc că trage. Ceea ce n-ar fi exagerat de mult, dar dacă cumpăr un adaptor din ăla de bagă de 16 amperi, o să tragă vreo 4 kW.
și la 4 kW ar putea să fie belea sau să se încălzească, adică. Dar vedem, o să facem niște probe. Cam atât, sănătate și numai bine.